În timp ce în Spitalul pentru Copii Sfânta Maria din Iași, medicii reușesc să replanteze membre amputate în accidente și să redea bucuria familiilor, la Călăraș, cadrele medicale ale Spitalului Județean de Urgență dau cu stângul în dreptul. O banală operație de apendicită s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru un copil de 8 ani și familia acestuia. Din păcate, cazul nu este unul izolat. S-a administrat o perfuzie, a zis că are exces de mâncare, i-a dat espumisan, debridat și enterol. Care am citit pe aia e pentru cu totul altceva enterol, pentru diaree, de sărări. El n-a plecat cu vomă, cu diaree, cu nimic, dureri de burtă. Și vi l-a dat acasă? Da, i-au administrat o perfuzie și l-a trimis la... Vă mai aduceți aminte ce medic era? Doamna Cotic. Și vineri până am internat a doua oară cu doamna Cotic acasă. L-a operat sâmbătă. Burta, la durut, burta, am plecat eu duminică la el. Mă strigă, dacă îi crescă de 5 ani, mă strigă pe mine. M-am dus, străvezii, o culoare ca de mort. Mi-a spus, doamne doctor, dacă nu sunt șanse să-l trimitem la București. Și l-a trimis la București. I s-a administrat o endoscopie nazală care i-a tras infecții. Deci ce-am văzut? Am și filmat, dar nu-i la mine, e la o prietenă de-a mea. Cum ieșea, zic că e carne putredă, nu, pe furtun, deci are cateter la vena jugulară. A avut sondă băgată. Și acum copilul meu are, a stat 11 zile nemâncat. Și mama copilului unde este? În Călăraș. Ce-a pățit frățiorul tău? Îl dure în partea dreaptă. Acolo văd că aveți o sobă. Da. Care o mai bubuie ei din când în când. Ce venituri aveți? Alocație. Vosele sociale de la copii. Cât, pe total, cât sunt ca bani? Deci au ai mei 729 de lei, 7.290. La ei, ia taică sau alocația care, dacă vreau de, dacă nu, nu? Bursele sociale, 6 milioane, dar alea se dă făcut. Deci ar însemna un total de... 13 milioane. Vă ajung, doamnă, 1.300 de lei pentru o lună? Eu pentru ce muncesc. Care e cea mai mare nevoie pe care o aveți acum pentru copii? Cea mai, în primul rând, sănătate. Vă descurcați cu mâncarea și cu toate cele? Ne descurcăm. Trebuie să ne descurcăm. Aia. Da. Și de mâncare ce le faceți, pe exemplu, într-o zi? Că sunt multe guri de hrănit. Ce vor ei le fac? Spune-mi, mami, ce v-am făcut azi? Ciorbă. Și mai dimineață ce v-am făcut? Nițe. Nițele, da. Nu, pentru ei orice. Astea sunt scrisori pentru Robert. Da, de bun ia. Venit de spital. Stai, mă. Le citim? Cred că au desenat ei ce au făcut. Am pisat. Aici. Astea sunt. Livia, ea ta, Elena. Una care nu e scris, ea mă. Asta e. Asta de... Oh, asta e de la el. Și bărcuțele aia. Robert. Da. El de Robert. Băiatul are 8 ani, nu? Da. Întâi mai face 9 ani.